Bine cunoscută, chiar celebră, Cristina Spătar împreună cu copiii ei. O imagine rarisimă, uitați-vă. Și puțin la mol. Normal, Aida avea o prezentare, dar a zis că nu se simte în formă. Așa că o să mergem să facem shopping, nu? Că e ziua lor. Și o să mergem să ne răsfățăm la un fast food, știi tu, unde ne avem voie, dar azi mergem, facem o excepție. Uite așa la tine și Albert, deja e cât tine. E serios, vezi ce serios e, da. Eu, Albert, hai că te întreb și pe tine acum, dacă te-am prins cu mămica. Am înțeles că tu joci fotbal, îți place, cum e? Da, e tare, adică mă obișnuit cu el. E un sport de echipă foarte, foarte complex, îmi place mult. Cam de cât timp faci fotbal și cât de sus vrei tu să ajungi? 7 ani fac. Și cât de sus vrei să ajungi, te întreabă Dana. Cât de sus posibil. Care este jucătorul tău preferat de fotbal? Ronaldo. Toți copiii, Ronaldo. Acum am învățat și eu, îți dai seama. Da. Cum e mami? Frumoasă. Frumoasă și bună, că vă răsfață, nu? Da, e. Adică ce vrei să-și căsări, ea? Nu. Nu e mami rea. De ce zicea? Mami e bună. Ce cadouri le-ai făcut Cristina acum de 1 iunie, așa? Iunie, uite cadou. Am luat cardul cu mine și mergem să rupem cardul. Ne luăm hainuțele de vară. Ei sunt mai, na, moda a început să nu mai pot să-i îmbrac eu cum vreau eu. Trebuie să-i las să-și aleagă ei. Fii Aida, cum e? Atentezi la ceva de la mămica ta din dressing? Deocamdată sunt mari hainele mami. Nu-ți place nimic așa din ce poartă? O gentuță? Un... Da, îmi place, dar încă nu port. Încă nu poartă, că e mică, are doar 10 ani. Puțin înainte. Ce faceți voi? Pregătești vreo vacanță să mergeți împreună în vara asta? Unde vrei să-i duci? Da, dacă o să obținem o semnătură, cu dragă inimă vreau să merg la sora mea în Italia cu ei, dar avem nevoie de acordul tatălui. Asta e. Vedem. Poate cine știe, se întâmplă. Da, cine știe, poate se întâmplă. Ei își doresc foarte tare să iasă și ei, să meargă și ei în vacanță. Și sora mea la fel, verișoarele, ele sunt acolo în Italia. Da. Unire de familie. E momentul să începem și noi să facem vacanțe în afara României. Da, au crescut și își doresc. Vă arăți foarte bine, cum e, cu concerte, evenimente? Da, arăt bine. Cum să fie cu concerte, evenimente? Asta spuneam că am luat și ieri o nuntă. Sper să fie bine. M-am întâlnit aici cu o colegă de breaslă și îmi spunea, te-am văzut ieri la televizor cu folclor, cu populară. Da, eu cânt și populară și ușoară. Mai nu vreau să fac un proiect și altfel, surpriză. Dar o să-ți zic eu ție și o să vă împărtășesc când va fi moment. Cum vă place vouă să vă petreceți timpul așa împreună? Împreună separat. Mami în bucătărie de cele mai multe ori. Aida, mai în camera noastră. Fiecare în camera lui cu jocurile lor individuale. Aida e pe calculator, el la fel are jocurile lui cu fotbal. Cum se numesc, mami, jocurile astea ale tale, că nu știu. Păi, pe PlayStation. Pe PlayStation. Păi, îți dai seama, nu? Albert, dar tu ești frumușerău de tot. Fetele, cum e cu colegele la școală? Nu e. Sunt cu minte, bă, deocamdată. Nu e. Nu e. Sau nu e că e mami aici? Nu e că nu vreau. Nu, dar eu îl încurajez. Dacă are o prietenă, de ce nu? Dar e firesc. Bine, anul ăsta facem 13 ani în octombrie și poate cine știe, o să vă invităm și la ziua noastră. Da. Mai zine tu, Albert, dă ceva din casă așa. Vine de mami. Nu mai am ce să nu mai dau. V-am zis suficient. V-am zis suficient. Auzi la el, auzi. Mami, asta spune tot, dă din casă. Dar tu cum ai grijă de mami? Bă, ea are grijă de noi, noi de ea. Dragă. Eu acum nu mă simțeam prea bine zilele trecute. Mă durea foarte tare capul și am descoperit că am o sinuzită și că trebuie să mă operez. Și Albert mi-a zis, du-te și mai ocupă-te și de tine, că de numai cu noi stai toată ziua, numai de noi te ocupi. Da, e puțin greu, da? E genul de mămică mai posesivă?
Eu da, sunt optimistă, că altfel cred că o luam rasta. Sunt posesivă, să știi ce fac, cum posesivă, fac. Am înțeles, optimistă. Sunt posesivă, dar le las libertatea lor și mie îmi face plăcere când merg la tatăl lor, se mai relaxează, mai joacă un fotbal, au prieteni și acolo. Adică nu mai pe calculator, știi cum e. Ai ceva anume ce te stresează în creșterea lor? Adică stai cu grijă când pleacă ei undeva sau ce nu ți-ar plăcea să facă? Să știi că mie mi se pare niște copii foarte cuminți și foarte, nu știu, foarte maturi. Și cred că dacă discuți cu ei, e suficient. Eu așa fac, discut cu ei, vorbim toate alea și găsim soluția cea mai bună în toate, dacă se ivesc probleme. Că mai avem și probleme. Și câte o notă mai mică, știi cum e? Mergem să bem o șampanie de copii.